Bună ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Discutăm astăzi despre una dintre facultățile Universității din Craiova, care vine în întâmpinarea tinerilor cu o cu specializări aparte, care țin de vocație, care țin mai mult de partea de suflet, de partea de moralitate, de acele atribute de care avem până la urmă cu toții nevoie și către care ne întoarcem mai devreme sau mai târziu. Avem alături de noi pe domnul conferențiar universitar doctor, preot Răzvan Stan, decan Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova. Vă mulțumesc, părinte decan, că ne sunteți alături. Bună ziua, Doamne ajută și bine ne-am reîntâlnit. Chiar și așa, iată, părinte, că de data aceasta ne vedem în condiții speciale, în condiții în care viața ne-a impus cumva în ultimele luni să ne desfășurăm activitățile. Cum a fost, părinte, această perioadă, iată, de aproape 3 luni, 2 luni jumate, ne apropiem de 3, pentru cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, pentru studenți și, de ce nu, pentru enoria și dumneavoastră? A fost o perioadă specială, o perioadă în care a trebuit și noi să ne schimbăm puțin stilul de viață, modul de comunicare, dar slavă Domnului am reușit să ne îndeplinim sarcinile cu bine, pentru că și noi, la fel ca celelalte facultăți din universitatea noastră, am ținut cursurile online, examenele și toate activitățile nu au cunoscut o întrerupere în desfășurarea lor și potrivit criteriilor pe care acestea le impun. O perioadă grea și dificilă pentru umanitate, părinte, dar care cumva sper eu că ne-a adus mai aproape de biserică, de lucrurile care țin mai puțin de ceea ce înseamnă material. Acum să știți că orice perioadă poate să fie pentru unii grea, unii ușoară, fel de fel de încercare. Important e modul în care noi ne raportăm la aceste întâmplări ale vieții, pentru că întâmplării de acestea ne întâlnim permanent și întreaga existență e o provocare până la urmă, dar abordarea noastră duhovnicească ne învață că trebuie să luăm ceea ce este bine și ceea ce este bun. Adică dacă am fost ținuți fizic departe unul de celălalt, spiritual nu a putut să ne țină nimeni departe unul de celălalt, întrucât noi, așa cum știm, o persoană umană are calități și capacități nebănuite. Și dacă le pune în practică, cu siguranță că va fi bine. Important e ca noi să vedem o parte pozitivă în orice întâmplare. Asta este. Și ne ajută să mergem mai departe, chiar dacă oricât de multe greutăți ne-am întâlnit. Părinte decan, așa cum spuneați, până la urmă viața universitară și-a desfășurat activitățile, dacă nu în firescul cu care eram obișnuiți, într-un firesc ajutați de tehnologie, dar nu am stat pe loc. Suntem în plină sesiune, dacă nu mă înșel, în această perioadă. Încep examenele pentru susținerea lucrărilor de licență, de dizertație și în curând admiterea și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova. Așadar, o perioadă cu multe emoții, dar și cu multe provocări și încercări, dat fiind faptul că suntem și într-o situație specială în care lucrurile se fac altfel. Într-adevăr, cei de anul 4, respectiv anul 3, anii terminalii, au finalizat sesiunea, se pregătesc acum de susținerea examenului de licență. Cadrele didactice sunt ultimile corecturi și ultimile observații legate de lucrările de licență, de dizertație. Cert este că în această perioadă, parcă din ceea ce am vorbit și cu studenții și cu colegii, profesorii, parcă s-a muncit mult mai mult. Întrucât am depus o energie mai mare să ne adaptăm noilor condiții, tot la fel, parcă a fost o căutare mult mai amplă a unuia de către celălalt. Noi să căutăm studenții, să ținem legătura cu ei, să vedem
stadiul în care se află cu lucrările de licență, să de dizertație, să pregătim cursurile, să fie pe înțelesul tuturor și de aceea sper eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să ducem și această perioadă la bun sfârșit. Acum să ne ajute Bunul Dumnezeu să organizăm bine și licența și, de asemenea, admiterea. Cum se va realiza, Părinte Decan, admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă anul acesta, având în vedere că Facultatea de Teologie Ortodoxă avea criterii aparte, avea criterii care țineau de un examen pentru a testa vocația, aptitudinile tinerilor care își doresc să studieze aici? Așa cum bine se cunoaște, la nivel de universitate, Universitatea din Craiova organizează admiterea în sistem online. Și aici și noi ne-am adaptat acestor cerințe, acestor criterii. Bineînțeles, păstrând formatul de admitere, probele inițiale, numărul probelor, așa cum erau susținute în format fizic, așa vor fi susținute și în sistem online, pentru că nu ne-am îndepărtat de probele inițiale și am păstrat specificitatea fiecărei discipline. Noi, la nivel de Facultate de Teologie Ortodoxă, avem trei specializări. Una în domeniul teologie, la nivel de licență mă refer, teologie ortodoxă pastorală, este o specializare în domeniul teologie pentru cei care vor să devină viitori slujitori ai bisericii, profesori de religie sau o altă carieră în viața bisericii. Și după aceea mai avem două specializări în domeniul arte vizuale, artă sacră, aici se merge mai mult pe restaurare icoană, restaurare pictură murală, restaurare lemn și mai avem o specializare tot la nivel de licență, arte plastice, pictură și sculptură. Și de aceea fiecare, vedem că ele sunt diferite și fiecare are specificitatea sa în ceea ce privește procesul de admitere. De exemplu, dacă vorbim despre specializarea de teologie ortodoxă pastorală, aici avem două probe. Este proba întâi, etapa întâi, unde sunt probele eliminatorii. Și aici este un interviu vocațional în sistem online, notat cu admis-respins. Și s-au concentrat toate probele de examen, adică verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de teologie dogmatică ortodoxă. Iar etapa a doua o să fie media de la bacalaureat 100%, iar criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie pe ultimul loc va fi nota obținută la proba scrisă, la examenul de bacalaureat, la disciplina limba și literatura română. În ceea ce privește specializarea artă sacră din domeniul arte vizuale, tot la fel o să fie două etape. În primul rând o să fie un interviu vocațional în sistem online, tot notat cu admis respins, unde se vor verifica aptitudinile socio-umane, cunoștințele de catehism, ceea ce ei au făcut, de fapt, la liceu, în școala generală, la disciplina religie, și evaluarea mapei profesionale, o mapă pe care ei o depun în momentul înscrierii, cu creații personale, vor fi scanate, vor fi fotografiate, 10 lucrări originale. După aceea, etapa a doua, la fel, media de la bacalaureat, 100%, și la fel, pentru candidații plasați pe ultimul loc, cu aceeași medie, va fi criteriul de departajare, va fi nota obținută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina limbă și literatura română.
De asemenea, la cea de a treia specializare, arte plastice, pictură și sculptură, o să observăm că aici se aseamănă cu ceea ce am întâlnit la artă sacră, pentru că proba întâi, proba eliminatorie, va consta tot dintr-un interviu vocațional în sistem online, cu verificarea aptitudinilor socio-umane, a cunoștințelor de catehism, disciplină, religie, și evaluarea mapei cuprinzând creațiile personale depuse la dosarul de înscriere, tot 10 lucrări originale, iar etapa a doua, la fel, media de la bacalaureat, 100%, iar criteriul de departajare va fi tot nota obținută la proba scrisă la examenul de bacalaureat la disciplina limba și literatura română. Cam acestea ar fi în mare criteriile, condițiile pentru domeniul licență. Părinte, înainte de a vorbi un pic și despre ceea ce înseamnă etapa 2 în formarea profesională a studenților de la Facultatea de Teologie, respectiv despre master, aș vrea să vă întreb despre profilul tânărului care se îndreaptă către teologia. Sistemul universitar românesc, din păcate, se confruntă cu un mare abandon universitar, în special în primul an de studii, situație care intuiesc că nu se regăsește și la Facultatea de Teologie, tocmai datorită acestui profil aparte. Sunt tineri care bănuiesc că nu aleg întâmplător sau pe criterii de taxă, buget, ci aleg mult mai conștient astfel de specializări. Într-adevăr, când vorbim de Facultatea de Teologie, vorbim și de o vocație și observați că am reușit să îmbinăm această vocație, pentru că avem și vocația preoțească, sacerdotală, de teolog, dar avem și vocația artistică și pe palierul acesta de a îmbina cele două dimensiuni ale activității noastre didactice, să formăm și preoți și profesori de religie și oameni cu vocație pentru teologie, dar în același timp și artiști, oameni care lucrează tot la fel cu partea sufletească, care mai târziu vor picta bisericile, vor restaura unele biserici sau vor lucra cu artele frumoase. De aceea sunt candidați, credem noi că studenții, viitorii studenți, sunt copii cu suflet deosebit. Ei vin din multe medii, mulți vin din mediul rural, vin și din mediul urban, au o pregătire, unii într-adevăr au seminarul teologic la bază, alții au liceul teologic, cum este cei care vin de la Gorj, din județul Gorj, sau ceilalți seminariști care vin din Vâlcea. La noi este o situație fericită pentru că această facultate de teologie e a întregii Oltenii. Și de aceea ei sunt îndrumați cu precădere către această facultate, pentru că facultatea nu este numai a Craiovei, și așa frumos vorbește înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, când este sinodul mitropolitan, și am fost de față și am auzit cu urechile mele, cum le spunea la ceilalți ierarhi, că facultatea nu e doar a Craiovei, e a întregii Oltenii, și la Vâlcea, și la Gorj, și la Mehedinți, și la Olt, și de aceea este interesant, este important, și de aceea facultatea noastră crește, pentru că sunt mai mulți factori implicați. Și ne bucurăm să vină copii din această frumoasă regiune a României și să-i școlarizăm, să iei să se întoarcă, să își desfășoare misiunea mai departe în această zonă. Așa cum spunea, sunt copii și care vin din mediul rural. La un moment dat, la nivel de guvern, se propusese să fie locuri speciale pentru elevii din mediul rural. S-a adoptat, Părinte Decan? Sunt locuri speciale pentru cei din mediul rural? Au fost ani în care, într-adevăr, am avut și locuri speciale, dar până la urmă nu putem să facem o clasificare și am lăsat locurile ca toți să aibă aceeași posibilitate, pentru că, fiind majoritari,
din mediul rural sau fiind și din mediul urban, am zis ca media cea mai mare să predomine, pentru că nu locul din care provine este important, și calitățile lui și capacitățile lui. Știu că sunt o serie de măsuri care să vină în sprijinul tinerilor care provin din medii mai puțin încurajatoare din punct de vedere economic. Aș vrea să vorbim un pic despre sprijinul pe care îl acordați acestora, despre sistemul de burse, pentru că sunt elemente care pot să conteze foarte mult pentru copii care le este și teamă, poate, să se gândească că ar putea să urmeze o carieră universitară, având acest impediment financiar. Cei care urmează seminariile teologice, ei sunt familiarizați cu acest sistem de burse, pentru că Mitropolia, Arhiepiscopia Craiovei și celelalte eparhii din Oltenia sprijină copiii care nu au posibilități materiale și de aceea ei sunt încurajați. Ei deja sunt familiarizați cu acest sistem de burse. De altă parte, avem bursele pe care le oferă Ministerul Educației Naționale prin universitate și tot timpul cei care sunt serioși și vor să muncească sunt încurajați, pentru că noi, la nivel de facultate, le dăm un aviz prin care pot să se angajeze ca și cântăreți bisericești, care să facă, având în același timp posibilitatea să aibă și cartea de muncă, să meargă cartea de muncă, să aibă o vechime, să aibă un salariu, dar în același timp să își facă și practica necesară pentru dezvoltarea lor profesională ca viitor preoți. Și de aceea au posibilități multiple. O să observați că dacă la toate criteriile acestea, la toate valorile privind angajabilitatea, Facultatea de Teologie a stat tot timpul pe primul loc în rândul celorlalte universități pentru facultăți, pentru că ei din timpul facultății își găsesc un loc de muncă. Ei pot să fie cântăreți bisericești și pot să beneficieze de anumite facilități, de anumite drepturi. Vorbesc de practică, într-adevăr, sunt alte domenii de licență unde se poate discuta despre modul în care se face practica, despre infrastructura cu care trebuie să vină facultatea în întâmpinarea tinerilor studenți. La Facultatea de Teologie Ortodoxă lucrurile sunt mult mai simple, pentru că avem o serie de biserici, o serie de mănăstiri, suntem binecuvântați în Oltenia cu lăcașul de cult de excepție, unde ei pot să meargă, să observe, să învețe și unde, slavă Domnului, și noi putem să mergem, să ne regăsim, să ne reculegem și să ne încărcăm până la urmă cu energia necesară pentru a suporta așa tot ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Și bineînțeles că în ceea ce privește studenții de la arte, cei de la artă sacră și cei de la arte plastice, aceștia își desfășoară activitatea la bisericile care se pictează acum în orașul Craiova sau care se restaurează în Craiova sau în alte zone din Oltenia. Ei participă la șantiere, sunt foarte, foarte implicați și avem o bucurie deosebită, pentru că studenții din primele promoții sunt acum pictorii care coordonează echipe de pictură și se ocupă de biserici. Este foarte frumos să observăm că unii dintre absolvenții noștri au devenit acum asistenți universitari și lucrează și ei cu studenții și colegii lor. Părinte Decan, care este perioada de studiu la ciclu de licență, la cele două domenii mari pe care le aveți, teologie, respectiv arte vizuală? La teologie, perioada de școlarizare este de 4 ani, iar la cele două specializări din domeniul arte vizuale, de 3 ani, în ceea ce privește licența. Pregătirea care se oferă la teologie este una completă, se merge atât pe ciclul de licență și, de ce nu, pentru cei care își doresc mai apoi către ciclul de master. Care este oferta educațională la master? La noi există două programe de master, unul pentru domeniul arte vizuale, cu titulatura conservare și restaurare. La fel, sunt două
etape de examinare, proba eliminatorie, un portofoliu cu reproduceri după lucrări, realizări artistice din creația personală, restaurare sau pictură, deci un număr de 10 lucrări care vor fi evaluate de comisie, iar etapa a doua, media anilor de studii la nivel de licență, 100%. Sigur, vă ascultăm. Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie pe ultimul loc va fi media examenului de licență. La acest domeniu de specializare, de master, conservare și restaurare, au acces, se pot înscrie și tineri care nu au studiat la licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă, care să spunem că au urmat tot un domeniu spre arte, spre vocație, dar nu spre teologie? Cu precădere, ei se înscriu cei care doresc să urmeze artele vizuale. Da, nu cei de la teologie. Cei care doresc să devină pictori sau restauratori. Este un domeniu de master pentru cei care absolvenții de la arte plastice și de la artă sacră, în special. Dar bineînțeles că la programul acesta de master se poate înscrie oricine are licența. Și inclinații necesare spre zona artistică. Necesare, care să-și cultive primul rând domeniul artistic, da? Pasiunea pentru domeniul artistic. Părinte Decan, vă mulțumim tare mult că ne-ați fost alături. Vă dorim succes în procesul de admitere și în acest an și în aceste condiții speciale. Ne dorim cu toții să ne revedem față în față, să putem să venim în Sfintele Lăcașuri de Cult, să putem să venim la biserică, să ascultăm predicile și să plecăm mai binecuvântați și mai ușori că am scăpat și din această etapă dificilă pe care, iată, ne-a pregătit o viață. Așa și cu permisiunea dumneavoastră, îmi cer iertare, aș aminti și cel de-al doilea program de master, cel din domeniul teologie, teologie și cultură. Aici tot la fel sunt două etape de examinare. Un eseu motivațional, care se depune odată cu dosarul de înscriere în sistem online, iar cea de-a doua etapă, media anilor de studii, la nivel de licență 100%, și tot la fel criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie pe ultimul loc, media examenului de licență. Acesta este masterul din domeniul teologie, pentru că spuneam că avem două mastere, unul în domeniu arte vizuale și unul în domeniu teologie. Vă doresc succes atât în ceea ce privește programele de licență, cât și programele de master. Să ne revedem cu bine, părinte. Mulțumim mult și Doamne ajută, sănătate! Toate cele bune!